Salut, dragi prieteni de pe blogat.ro. Ne aflăm alături de Vlad Ionescu, președintele TNL Craiova, Tineretul Național Liberal, la acțiunea jucărilor pe care am făcut-o împreună cu Tineretul Național Liberal și CSL Craiova, cu studențești liberale. Iată, au apărut primii fulgi de nea și noi am adus bucurie, sperăm, în sufletele copiilor care nu au posibilități și am adus câteva jucării. Vlad, cum mai simți această acțiune? Și a fost o acțiune foarte interesantă. Am muncit la 2 săptămâni, toți tinerii din Craiova, cum am mai spus și Cătălin, și cei de la CSL și TNL. Îmi pare bine că am putut să o facem împreună, că ne-am organizat bine. Ce a presupus acțiunea asta? Am strâns bani și jucării pentru 67 de copii nevoiași din cartierul Brestii, din Craiova. E o chestie foarte, foarte importantă, pentru că mai mult de jumătate am făcut-o cu resursele noastre proprii, banii noștri, ce am strâns, cotizații, donații, iar jucăriile le-am primit tot așa, de la colegii noștri și tineri. Cred că a fost de impact și am ajutat foarte mulți oameni. E un lucru bun, e o notă bună pentru noi. Pa, că veni să râdă.